Este un spumant făcut cu metoda tradițională, metoda cu care se fac și celebrele șampanii din regiunea Champagne. Mie îmi place foarte mult pentru că, cum spuneam, este un soi autohton și soiurile autohtone trebuiesc valorizate și puse în lumina reflectoarelor. Și acesta este un spumant foarte, foarte bun. Ia să vedem dacă se și deschide. Un spumant trebuie deschis fără să facă poc și fără să curgă pe lângă sticlă. Cel mai simplu este dacă ținem dopul cu o mână și cu mâna cealaltă învârtim sticla. Și atunci face numai un fâs. Salonul Robin Hood este un salon al vinurilor de bun gust, născut acum 3 ani, în 2014, de fapt suntem la ediția a 3-a, și are ca scop promovarea vinurilor de calitate, respectiv promovarea responsabilității sociale. Și de ce spun asta? Pentru că, pe de o parte, selectăm toți expozanții pe bază de calitate, doar vinuri de calitate, doar expozanți de calitate veți găsi la salon. Pe de altă parte, este organizat de voluntari și tot profitul va sprijini munca persoanelor cu dizabilități din cadrul asociației Ceva de Spus. În sala de degustare vor fi 26 de expozanți de vin. Asta înseamnă că se vor putea degusta în jur de 300 de vinuri și, în paralel, sâmbătă și duminică vom organiza masterclass-uri, ceea ce înseamnă că experți de talie mondială vor veni și pe o anumită temă ne vor prezenta vinuri și ne vor povesti despre vinurile respective. Având în vedere acest scop social, și acești experți internaționali vin pro bono ca să sprijine munca noastră și să ne ajute ca profitul evenimentului să fie cât mai mare. Un vin de calitate, în primul rând, este în echilibru. Vinul este foarte asemănător cu omul. Pe de o parte, se naște, are o evoluție, crește, ajunge la apogeu. La acel apogeu stă o perioadă de timp în funcție de vin și de tipul de vinificare, după care îmbătrânește și se stinge. La fel ca și la om, pentru a fi bun, trebuie să fie în echilibru și noi trebuie să trăim, să avem o viață echilibrată dacă vrem să fim și noi echilibrați, nu? Așa este și cu vinul, trebuie să fie în echilibru, să fie elegant, să fie plăcut atât când îl mirosim și când îl gustăm, să aibă un postgust lung și plăcut din nou și să ne putem bucura de el. Bineînțeles, există două tipuri de vinuri, vinul care îmi place și vinul care nu îmi place. Partea bună la salon este că în spatele meselor vor fi producătorii, vor fi enologii, vor fi proprietarii cu care iubitorii de vin vor putea discuta, vor putea pune întrebări, vor putea găsi răspunsuri pe care poate nu le primesc doar dacă degustă un pahar acasă cu prietenii. Asociația Ceva de Spus este o asociație din Timișoara, format din persoane cu dizabilități din Timișoara, însă activitatea pe care o desfășoară, bun, este cu accent pe Timișoara și pe comunitatea locală, dar efectul este atât național cât și internațional, pentru că membrii Ceva de Spus sunt activi și în România, dar și în Europa. Ceva de Spus este membră în mai multe organizații internaționale, cum ar fi Inclusion Europe sau Platforma Europeană Autoreprezentanților sau European Network for Independent Living. Deci activitatea lor este destul de largă. Din acest ONG fac parte, cred că, aproximativ de 2 ani jumate. În momentul de față sunt copreședinte și am ajuns aici din nevoia de a cunoaște alte persoane cu dizabilități și din nevoia de a îmbunătăți viața mea și viața persoanelor cu dizabilități. Eu n-am fost tot timpul, momentan am o problemă de vedere, n-am fost tot timpul așa, dar
știu că atunci când te lovești de asta, de-abia atunci conștientizezi cât este de important să fie accesibil mediul și tot ce te înconjoară. De aproximativ 6-7 ani, cam așa, tot s-a degradat pe parcurs. Am dezlipire de retină și mai multe probleme și s-a agravat și în momentul de față mai văd că am 0,5-4% și văd foarte în ceață. Mai exact, kinetoterapie la medicină, da. În primul an de facultate nu aveam problema de vedere chiar atât de gravă, dar în a doilea an deja s-a agravat, am fost operată și mi s-a îngreunat situația, nu mai prea... Mi-a fost foarte frică că nu o să reușesc să termin facultatea, dar într-un final l-am reușit. A fost destul de greu, am avut nevoie de ajutorul colegilor și de ajutorul profesorilor, bineînțeles. A fost destul de treabă, dar trebuie anumite facilități, cum ar fi, eu de exemplu înregistram pe reportofon, de multe ori poate și cumva mai pe sub bancă, ca să pot să înregistrez cursurile, să pot după aceea să învăț. Pentru că de multe ori profesorii nu sunt de acord să înregistrez cursurile. Nu știu de ce, probabil ca să nu le dai mai departe, să nu știu, nu n-am înțeles niciodată de ce, dar știu că așa am înregistrat. Da, erau reticenți din punctul ăsta de vedere și de multe ori am mai auzit și o persoană cu dizabilitate nu prea are ce să caute la medicină. Dar cred că fiecare avem dreptul la educație și poate că nu o să profesez niciodată, dar am dreptul să fiu acolo și dacă pot să învăț ceva pentru mine. Când dădeau scris, mă ajutau asistenții sau chiar profesorii, îmi citeau grilele și eu trebuia să le dau răspunsul. Era destul de dificil, de exemplu la licență am avut 100 de grile, a trebuit să-mi citească doi asistenți ca să poată să se țină pentru că deja obosiseră. Dai seama că pentru mine a fost și mai greu pentru că odată trebuie să asculți ce ți se citește, după aceea trebuie să te gândești care o fi răspunsul, poate n-ai înțeles chiar atât de bine și atunci mai trebuie să-ți mai repete odată și după aia să dai răspunsul. Deci e cumva pentru o persoană cu dizabilitate e un pic munca mai dublă decât pentru o persoană care nu are o dizabilitate și de asta ar fi foarte utilă accesibilizarea, asistența asta tehnologică în școală ca să asistivă, tehnologia asistivă pentru studenții și copiii cu dizabilități. Eu sunt foarte încrezătoare că o să reușim, în primul rând, să schimbăm mentalitatea oamenilor, adică să vadă și altfel dizabilitatea, să vadă că persoanele cu dizabilități pot avea și abilități și persoanele cu dizabilități, cum am auzit recent, nu sunt obișnuiți să fie doar întreținuți, ci vor și ei să aibă viața lor independentă și să muncească și să fie utili. Și în a doilea rând mi-aș dori foarte mult să devină orașul mai accesibil și școlile și toate astea să fie cumva să avem drepturi egale, la fel ca toată lumea. Da, uneori nu suntem chiar, dar nu din răutate, cred că pur și simplu din necunoștință de cauză. Adică eu am fost și văzătoare și acum sunt în devenire nevăzătoare și cred că oamenii pur și simplu nu știu cum să te ia și cred că au nevoie de un pic de conștientizare și au nevoie să ne cunoască și atunci eu cred că oamenii sunt frumoși și oamenii sunt faini. Am avut în viață parte de oameni frumoși care m-au ajutat, doar că nu știau în primă fază cum să reacționeze la mine, cum să mă ajute, cum să îmi înțeleagă dizabilitatea.